Dacă vă mai trebuie bani, eu să vă dau tot ce am, numai să-l faceți din nou să Dar nu e vorba despre asta, Roza. Operația, în principiu, a reușit. Acum mai depinde și de el cum se recuperează. Mai depinde și de cel de sus. Păi și de ce nu merge? Ce te așteptai? După operație, că o să sară din pași, o să înceapă să alerge prin salon? Păi cam așa. Ea, Roza, te rog. Operația e prima etapă. Urmează tratament, recuperare. Durează luni de zile toată povestea asta. Je ne simt rien. Ți se pare, Teri? Nu, părul, doctor, nu simt simt. Te rog, concentrează-te, da? E? Făcut ier. E? Asta simțit. Ai văzut? Asta simțit. Simțit acolo, făcut așa. Să știi că ăsta e cel mai extraordinar lucru. Asta simțit acolo. Asta înseamnă că o să meargă din nou? Nu, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Da? Hai, aveți grijă de voi, copii. Ce făcut, doctor? Fă și tu. Ce făcut Dar acolo? Dar nu m-am uitat. Ți-a buit uitat, a simțit acolo. De ce l-a dat pe Smeralda de șatră fără să-mi cer voie? Păi, dar nu credeam că pentru o problemă medicală trebuie să-ți cer ție voie. Mai faci și mișto, a? Filul ăsta nu poate să ducă o sarcină până la sfârșit și putea să moară. Da, și fă din gură. Fetiță, lasă-ne. Mă, medalioane, mă. Puteai să ne spui și nouă, mă. Am căutat-o peste tot. Până când ne-a spus Lenții că ai luat totul. Abre, ce dracuios, bulibașă, pot să vorbesc și eu, da? Eu nu mai strigă atâta că tu ești bulibașă, că noi știm că tu ești bulibașă. Mă, băiatule, fără scandal, putem discuta ca oamenii. Ia stați un pic. Dar de ce luat-o, mă, pe Smeralda la spital? De ce ai dus-o la spital? E bolnavă? Ce are? Păi... Dar stai-mă puțin, că nu asta e important. Important e că am aflat cine a făcut nenorocirea asta. Bă, tu n-aveai niciun drept să o iei pe Smeralda de aici de șatră. Niciun drept! Suntem proștii tăi? Păi, înțelegeți-mă. Smeralda e un copil și nu trebuia să sufere mai mult decât a făcut-o. Doamne, Doamne, apără și păzește. Mă, medalioane, nu cumva ai dus-o pe Smeralda să lepede copilul? Bă, băiete, spune că n-ai făcut nelegiuirea asta, mă. Spune-ne, mă. Haide, medalioane, haide, zâne, că n-ai ucis un suflet nevinovat de copil în burtă la măsa. Chiar n-ați auzit ce a spus Codru? Smeralda îl cunoaște pe violator. E cineva din șatră. Dar de unde e? A rămas în oraș cu niște treabă. Mai e cineva acasă? Armando? Nu, că Armando a plecat de dimineață cu Rubin. Suntem doar noi doi. Mai vreau. Dar prinde-mă. Hai! Lasă-mă să ghicesc. Trebuie să pleci. Cam așa ceva. Și unul din lucrurile alea despre care nu trebuie să te întreb? Ai grijă de tine. Nu poate să fie din șatră. N-a vrut să-mi spună cine e, dar a recunoscut că e din șatră. A, mă, medalioane, ce dracu, că noi Acilișa în șatră ne cunoaștem toți. Acilea toată lumea știe că
Smeralda era promisă lui Roosevelt. Da, promisă sau nu, cineva a uitat că ea e doar un copil. Abe, tragi dracu de-n gură. Ăsta a lepădat copilul de burtă la Smeralda, l-a omorât pe ăla micu, da? Și acum vine să ne spună nouă că suntem proști. Aia a luat-o razna și acum inventează că știe cine-i tatăl. Asta e. Medalioane, zi-mă că n-ai ajuns un ucigaș. Spune-le! Tată, eu am făcut ce mi-a dictat conștiința de doctor, atât. Da? Dar conștiința ta de țigan, ce ți-a zis, mă? Ce? Mă, ce ești, mă? Îl judecăm pe Medalion? Medalioane, te roagă, mama, mă. Zi-mă, tu ai omorât un suflet nevinovat de copil în burtă la masă, mă. Mamă, eu am făcut doar ce trebuia. Și voi ar trebui să-l căutați pe monstrul ăla, nu să săriți toți pe mine. Băi, bă, tu nu ești Dumnezeu. Să zici tu cine trăiește și cine moare. Și Smeralda putea să moară, la ea nu vă gândiți? Bă, știi ce? Nu mai veni tu cu spălăcita ta să ne spui că suntem proști. Să ne spui nouă ce să facem, da? Ia ieșiți afară de șatra mea, mă. Ia ieșiți afară, hai. Bă, mai zic o dată, afară! Dumnezeu mi-e martor că n-am greșit cu nimic. Ieși, mă, afară! Bă! Bă, dar cine te crezi tu, bă, să-mi dă afară pe băiatul meu din casa mea, mă? Banio, eu sunt bulivaș și am tot dreptul să fac ce vreau! Mucles! Eu, ce om de nimică ești! Aoleu, știam eu că ești un nenorocit de fochiu, asta ești tu! Spanio, gata, plecă! Medalion a omorât copilul din burta la Smeralda. Asta a făcut. A călcat legea țigănească. Da, și-a respectat statutul de medic. Și în plus a aflat un lucru uimitor. Violatorul e din șatră. Ai, bre, ce dracu, parcă suntem copii de sâță. E din șatră pe dracu, a mințit. N-a mințit, știi bine că n-a mințit. Ai, eu bine că n-a mințit. Dacă află cine a fost, îl omor cu mâna mea, mă. Trebuie să-l găsim. Care e urgența? Săptămâna asta nu ai raportat nimic. Păi de când agenții secreți lucrează la normă? Poate că n-am avut nimic de raportat. Nu vorbi cu mine așa. Aoleu, dar cum să vorbesc? Termină cu tâmpenile și dacă ai ceva de spus, spune, te rog. Eu nu ai auzit că nu am nimic de spus? Nada, niente, zero. Am primit șpagă. Are și meseria de agent avantajele ei. Dar îmi place și mă gândeam să-l păstrez. Crezi că trebuie să fac raport? Ok, hai, scrie acolo. Agentul Cosmin Rădulescu a primit șpagă un ceas marca... Măi, ce elegant ești tu! Tu ai uitat cu cine vorbești? Nu, n-am uitat. Dar nu pot să stau drepți, pentru că... Să trăiți! Bineînțeleg că ești distrat. Hai. Hai, te rog eu mult. Spune ceva să scriu aici. Zice ce ai făcut săptămâna asta. Că mi se pare incredibil. O luăm de la capăt? Ce vrei să zic? Cotele apelor lacului de lângă șatră? E gheață la mal. Să lucrează la copcă. Na, nu știu. O, dai să bem o cafea. Poate ți-aduce aminte. Nu beau cafea seara, că devin agitat. Să vedem. Aici. E singură? Te-a chemat mama Sulfina la ea. Hai, fă, ce te învârți atâta? Păi, cum să vin? Că sunt cu Tito, trebuie să stau cu el. Păi și nu-i Dorel ăla al vostru pe aici? Dar eu știu pe unde umblă și Dorel.
E lasă-l și tot 5 minute în pătuș și te întorci, haide, că e micuț. Da, stai că... Stai, hai să-mi iau și o geacă. Ia stai un momentul ăla să văd dacă plânge. Hai, fă, că mă grăbesc! Hai! Eu nu înțeleg de ce nu vrei tu să mănânci. Ce supică, uite aici, călduță, bună. Pentru că nu-mi place, Sofie, de asta. Ce faceți? Vai, ce bine, Carmine Maria. Convinge-o pe domnișoara asta să mănânce ceva. Ce că-i grasă, uite și tu, ce-i grasă. O cură de slăbire nu strică nimănui. Dai mine? Eu zic că n-am stricat stățitul de tratament. Și dacă mergi și la ședințele cu psihologul, poate în câteva zile îți dăm drumul. He? Ce zici? Da. Și să știi că nu ești grasă deloc, arăți foarte bine așa. Da, mulțumesc, maică. Uite, tu dacă îi pune 10 kg pe tine, ce îi zice? Asta sunt noi? Da, mamă. E un cadou de la Vlad. Ar fi și veritabile. Nu știu ce să zic, dar așa scria pe certificatul de garanție. Sunt superbe. Cred că a costat o avere. N-am știut că bărbatul ăsta al tău e chiar bogat. Nici eu n-am știut. Sper să nu fi făcut vreun împrumut la bancă pentru ele. Asta da, iubire adevărată. Nu intre în vreo încurcătură, drăguță, că tot timpul văd la știri polițiști corupți. Întotdeauna vezi ce e mai rău. Ia și tu partea bună a lucrurilor. Eu sunt realistă, drag. Hai să vezi ce bune. Uită-te la mine. Și ba. Hai, eu am făcut-o. Uită-te încă o dată. Așa. Foarte bună, Sofie. Așa, ai vezi. Așa. Gata. O guriță. Asta e pentru mine. Ma che bello bambino. E tu? Sì. Come si chiama? Tito. Tito. Oh. Nu ne ai uitat. Uitat. Fabrizio. Să nu-i faci rău. Paolo. Părere proastă ai despre mine. Ce cauți aici? În vizita. Bello palazzo l-ai făcut. Come un italiano, vero?
Dă-mi-l mie pe Tito. Dar perché? Mi piace noi i bambini. Don Tito sarà contento di sapere che il tuo figlio ha suo nome. Segno di rispetto. No, Paolo. Ti prego, dammi un mio appetito, dammi un copiluccio se hai scritto ciò che si è andato. Sarà bene. Vreau să știu io perché de ce ai ieșit din nostra famiglia. Pentru că între timp v-ați pierdut încrederea în mine. Senza ragione? Sì. Allora perché non mi lasci tenere il tuo bambino? Paolo, tu hai paura? Perché? Paolo, Paolo! Che cosa è successo?